Bine v-am găsit la știrile Teleuniversitatea. Eu sunt Caterina Ledrăr. Ambrozia încă reprezintă o problemă pentru timișoreni. În Banat, 60% dintre pacienții cu alergii suferă din cauza acestei plante, iar tratamentele îi ajută doar pe un sfert dintre alergici. În Timișoara au fost deja amendați 12 proprietari care nu și-au igienizat terenurile, iar acum sunt pline de ambrozie. Întreaga comunitate științifică europeană a conștientizat pericolul acestui agent patogen și se alocă energii sporite pentru combaterea lui. În Timișoara există proiecte ample care se dedică combaterii acestei plante periculoase și identificării fragmentelor alergice din ambrozie. Simptomele de alergie la ambrozie sunt extrem de grave și încep cu simplă rinoconjunctivită, pentru ca la începutul lunii august să înceapă să se agraveze și să fie simptome severe de rinoconjunctivită, iar la cei care în general sunt alergici de mai mult de 5 ani ajung să facă criză de astm foarte sever. Inclusiv au nevoie de tratamente care se administrează în urgență. Tot mai mulți dintre timișoreni se confruntă cu probleme de sănătate din cauza ambroziei, iar vârsta alergicilor este în scădere, tot mai mulți copii fiind afectați. Vârsta de apariție a simptomatologiei a început să scadă și dacă anul trecut am ridicat problema copiilor mici, adică în vârstă de 2 ani, care devin simptomatici la ambrozie și care mi-au ridicat suspiciunea că alergizarea se începe deja din viața intrauterină, anul acesta am o confirmare prin faptul că sunt copii în vârstă de 6 luni, adică bebeluși, care dezvoltă reacții alergice de acest tip angioedem la ambrozie. Deși peste 50% din populația Banatului suferă de alergia la ambrozie, majoritatea studenților nu sunt familiarizați cu această problemă și nici nu cunosc simptomele. Spuneți-mi, vă rog, dacă ați auzit de alergia la ambrozie și ce părere aveți? Am auzit. Suferi de alergie la ambrozie? Nu. Ok, și ce părere ai despre gravitatea ambroziei? Că sunt simptome destul de agresive. Ba, este destul de grav, evident. Numai trebuie curățat mai des, mai și... Presupun că există niște pastile, niște de prevenit acest lucru. Nu sufăr de alergie și, nu știu, presupun că la farmacie sunt pastile contra alergiei. Crezi că se curăță suficient în oraș împotriva ambroziei? Sincer, nu știu. Nu, eu nu am, nu. Nu știi nimic despre ea? Nu. Proprietarii care nu își curăță terenurile din Timișoara au fost amendați de polițiștii locali în iunie. Au fost date 12 sancțiuni. Mai sunt doar câteva săptămâni până când studenții UPT vor intra oficial în vacanța de vară. Universitatea se pregătește și ea de o bine meritată pauză, iar biblioteca își va închide porțile timp de aproape 3 săptămâni. Până la finalul sesiunii de vară, biblioteca UPT rămâne deschisă pentru studenții conștiincioși. Apoi, spațiul de lectură își închide porțile și intră în vacanță. Biblioteca mai are deschis până la ora 24, până în data de 5 iulie, deși sesiunea e până 7 iulie. Sala acces 24 de ore este non-stop deschisă. Începând cu data de 8 iulie până în data de 26 iulie, biblioteca va avea programul pentru utilizatori între 9 și 16:30, sala acces 24 de ore este deschisă non-stop, mai puțin săptămâna dintre 22 iulie până în data de 25 iulie, când închidem accesul la sala 24. De ce? Fiindcă dorim să igienizăm să igienizăm acea sală, inclusiv curățarea scaunelor, a tapiseriei scaunelor din sala acces 24 de ore, precum și zugrăvirea ei. În perioada 29 iulie până în data de 16 august, biblioteca intră într-o perioadă, așa zisă, perioadă de vacanță și revenim pe data de 19 august cu programul pentru utilizatori între 9 și 16:30, iar sala cu acces 24 de ore va fi non-stop deschisă. Noul an universitar vine cu noutăți pentru Biblioteca UPT. O nouă resursă tehnologică va sta la dispoziția studenților și doctoranzilor. Pentru anul universitar,
dorim, sper din tot sufletul, să punem în funcțiune depozitul digital, unde avem 4 colecții de resurse informaționale, tezele de doctorat în format electronic, cursurile, primele cursuri ale cadrelor noastre didactice. Sperăm că cele 100 de cursuri toate vor fi introduse în acest depozit digital instituțional, precum și articolele științifice publicate în buletinul științific și, nu în ultimul rând, varianta electronică a buletinului nostru științific. Pentru noul an universitar, echipa Bibliotecii UPT pregătește noi evenimente publice, culturale, de divertisment și sociale. Zilele de vară sunt un prilej bun de a face plimbări lungi pe malurile Begăi, de a petrece timpul cu familia sau prietenii, ori de a învăța pentru examenele care încă dau bătăi de cap studenților. O echipă a Teleuniversității a vrut să afle de la tineri cum își petrec ei finalul de săptămână. Timișoara nu duce lipsă de studenți pe timpul verii, dar nici de evenimente care electrizează publicul la final de săptămână. Fie că vorbim de concerte, festivaluri sau pur și simplu de ieșiri pe malul Begăi, tinerii de la Universitatea Politehnică Timișoara își găsesc propriile metode de a-și petrece timpul liber. La strand. Atât? Doar atât? Nu, ori pe laptop mă joc, ori mă plimb. Ies cu prietenii în oraș. Petrecându-l cu prietenii. Să înveți din timp la, pentru facultate, altfel în sesiune o dai în gol. Studii recent realizate arată că relaxarea este din ce în ce mai absentă în viețile noastre, aceasta fiind înlocuită de anxietate, agitație și stres. Acestea din urmă pot duce la depresie și la degradarea relațiilor cu cei de apropiați. Pentru sănătatea mentală este indicat ca în fiecare zi să ne relaxăm și deconectăm de la grijile vieții cotidiene. Noi punem punct aici știrilor Teleuniversității. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi. Urmează sport și meteo. Un weekend plăcut! După ce joi ultimii jucători au efectuat vizita medicală, Politehnica va susține duminică de la ora 10 pe Stadionul Știința primul meci al noului sezon. Va fi un amical cu FC Bazoșul Vechi, adversar tradițional al alvioleților în perioadele de pregătire. De altfel, aceasta a fost prima echipă întâlnită și în iarnă, când s-a consemnat scorul de 7-0 pentru poliști. În sezonul recent încheiat, Bazoșul Vechi s-a clasat pe ultimul loc, 17, în Liga a 4-a și a retrogradat în campionatul județean. Între 4 și 13 iulie, Politehnica va fi în cantonament, ca și anul trecut, la Sân Maria Orlea. În 3 august se va da startul noului sezon al eșantionului secund. Noaptea va fi puțin mai rece la Timișoara, vor fi 17-18 grade Celsius, iar cerul va fi parțial senin și nu se anunță ploi. Prima zi de weekend va fi plăcută, cu temperaturi cuprinse între 24 și 25 de grade Celsius și cer cu puțini nori. Noaptea la Lugoj va fi plăcută, minimele vor fi cuprinse între 16 și 17 grade Celsius și pe cer nu va fi nici urmă de nori. Sâmbătă va fi o zi de vară cu temperaturi ce nu depășesc 25 de grade. În prima parte a zilei cerul va fi senin, iar apoi apar și norii, dar nu aduc cu ei ploi. La Buziaș, noaptea va fi mai răcoroasă față de ultima perioadă, termometrele vor indica 16 grade și cerul va fi senin. Mâine, localnicii stațiunii au parte de o zi caldă, dar nu caniculară, maxima va fi de 25 de grade. Vremea s-a răcit ușor și în vestul județului Timiș. Peste noapte, la Jimbolia, mercurul din termometre nu va trece de 18 grade și vântul va sufla ușor. Sâmbătă, vremea se menține caldă, dar plăcută. 25 de grade se vor înregistra aici. Noapte ceva mai caldă la Sân Nicolae Mare, se vor înregistra 19 grade Celsius și cerul va fi senin. Și sâmbătă, soarele va străluci toată ziua, nu mai plouă și maxima va fi de 26 de grade Celsius. Thank you.
Salon Kelly Image vă așteaptă la o porție de înfrumusețare. Coafură, frizerie, cosmetică și tratamente faciale. Servicii de make-up profesionist. Manicură și pedicură. Masaj și tratamente corporale. Ne găsiți în Piața Victoriei, numărul 7 din Timișoara. Vrei să cunoști oamenii și poveștile care stau în spatele fotbalului timișorean? Octavian Sâncioiu și invitații săi te așteaptă în fiecare miercuri la Istoria Fotbalului. Bun găsit la știrile Teleuniversitatea. Eu sunt Caterina Ledrăr. Găsiți, sunt Cătălin Roba, iar în cadrul rubricii noastre de săptămâna aceasta vom afla mai multe despre revista Building Construct, scrisă de studenții de la Facultatea de Construcții din cadrul Universității Politehnica Timișoara. Unul dintre coordonatori a fost alături de mine și ne-a dat toate detaliile. Haideți să vedem despre ce este vorba. Revista poartă numele de Building Construct, reprezintă un concurs studențesc, iar în interiorul acesta am avea cam trei secțiuni. În prima parte avem o prezentare a concursului, o prezentare a Universității Politehnica din Timișoara, o prezentare a Facultății de Construcții. Avem o prezentare a colegilor noștri care au participat la organizarea acestui concurs, adică Liga Studenților de la Facultatea de Construcții, fac parte din Asociația Studențească Traian Lalescu. Avem o prezentare a unor parteneri, de exemplu IAFSE, care este cea mai mare organizație internațională de proiectanți de structuri la nivel mondial. După care avem secțiunea cea mai mare, să zicem așa, cu o pondere foarte mare în ideea de lucrările prezentate de studenți, lucrările efectuate și prezentate de acestea, iar la final avem o parte de prezentare a sponsorilor, pentru că la final fiecare student a plecat acasă cu ceva, cu o amintire, o revistă și plus ceva din partea sponsorilor legat de partea de construcții, bineînțeles. Concursul s-a desfășurat, să zicem așa, cu o parte de realizare și o parte de competiție. Partea de realizare a durat cam 10 săptămâni, a fost o călătorie lungă în care studenții au fost, să zicem așa, îndrumați de tutori, tutori cadre didactice și tutori studenți, studenți de la ligă, pe toată această perioadă, astfel încât i-am ajutat și îndrumat cu diferite idei. Studenții au fost organizați, ei singuri s-au organizat pe echipe. Ideile prezentate în concurs a fost strict ale studenților și realizarea lucrărilor a fost a studenților. Tema principală a concursului a fost utilizarea materialelor de construcții la realizarea unor machete, la realizarea unor idei, la realizarea unor materiale noi, materiale moderne, materiale eficiente, la realizarea unui concept și chiar idei de sine inovatoare, să zicem sub această formă. La final am avut o competiție cu o ierarhizare, primele locuri care au primit și premii substanțiale, iar fiecare student a mai trebuit să prezinte cel puțin o idee, ceea ce a lucrat pe parcursul acestor 10 săptămâni.
Toate aceste idei se regăsesc în această revistă cu o prezentare, cu un rezumat micuț în limba română și în limba engleză, pentru că revista prezintă aceste informații în limba română și în limba engleză. Am dorit ca aceste lucrări efectuate de studenți să poată fi consultate oriunde, din orice țară de pe pământ, din punct de vedere al, să zicem, interesului acordat acestora. Eu vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit și la această ediție a rubricii Cartea Săptămânii. Până la următoarea noastră întrevedere, rămâneți pe Teleuniversitatea. Pe curând! Bun găsit, sunt Cătălin Roba, iar aceasta este întrebarea săptămânii. Pentru astăzi vrem să aflăm de la studenții Universității Politehnica Timișoara cum învață pe timp de caniculă, dar și care sunt metodele pentru a se apăra de aceasta. Haideți să vedem ce răspunsuri am primit. Crezi că schimbările climatice și căldura afectează puterea de concentrare? Da, acum mă duceam să învăț și chiar mă gândeam că vai ce cald e. Da, e nasol, e nasol. Acum noi obișnuiam să avem mai multe anotimpuri aici, dar aparent e numai cald. Și oriunde mergi și nu poți să te concentrezi în timp ce transpiri. Te afectează căldura sau schimbările climatice? Ți afectează puterea de concentrare? Nu, no, sincer să fiu, nu. No. Da, foarte mult. În cauza că este prea cald, chiar nu ne putem concentra. Deși noi, în general, avem problema asta cu concentrarea. Suntem în perioada asta, de fapt, în anii ăștia adolescenței noastre, ne concentrăm foarte greu. Față de cum era înainte, acum mulți ani. Într-un mediu răcoros, nu știu. Căldura te obosește. Da, cred că da. Cum te afectează? Concentrarea este mult mai grea. Nu știu unde poți concentra așa de bine din cauza climatului. Și ce faci ca să te aperi de asta? Dau drumul la clima. E mult mai greu să înveți când e cald și transpiri foarte mult. Și. Cum faci să te aperi de asta? Beau apă multă și am un ventilator. Căldura ne cam afectează capacitățile de a învăța și cel mai bun remediu e să bem multă apă și să stăm la umbră. Da, mi-afectează puterea de concentrare pentru că sunt momente în care chiar vrei să studiezi și nu poți altundeva decât la biblioteci și nu ai cum, mai ales în cămine, nu, e imposibil. Da, afectează. Da, foarte mult, dar prefer să învăț seara pe căldura asta. Cred că da. Cum faci să te aperi de căldură? Folosesc ventilator sau aer condiționat. Părul strălucitor și sănătos are propriile sale secrete de îngrijire pe timp de vară, când potoaba capilară poate fi afectată grav de factorii agresivi la care este expusă. Căldura emanată de soare poate degrada proteinele conținute de firele de păr, fenomen care conduce la oxidarea culorii acestora, privarea de luciu și instalarea fragilității. În plus, razele ultraviolete, umiditatea crescută, substanțele chimice din apa bazinelor de not și salinitatea apei de mare contribuie semnificativ la degradarea părului. Pentru ediția de astăzi, Paula ne-a explicat care sunt pașii esențiali în îngrijirea părului și ce produse nu trebuie să lipsească din rutina zilnică. Din cauza soarelui se arde părul foarte, foarte tare, se usucă, se rupe, cade. Sunt foarte mulți factori din cauza soarelui care ucid părul, să spunem așa. Culoarea părului din cauza soarelui se decolorează foarte, 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 foarte repede. Eu de obicei recomand clientelor înainte să meargă la mare să se vopsească cam cu 2-3 săptămâni înainte. Pentru că atunci culoarea, adică tot pigmentul care este deasupra firului de păr, are timp să se ducă de la sine, nu ca soarele să penetreze foarte tare și să ardă tot. Recomandările pentru păr vara sunt, evident, tot ce înseamnă pălărie, eșarfă. Anul acesta se poartă bentițele cele late care se purtau acum vreo 10 ani. Acum sunt din nou în modă. Se poartă foarte mult împletiturile legere.
pentru că călturile legere nu sufocă părul și atunci părul poate să respire și totuși nu este expus tot părul la soare. O foarte mare recomandare pe care eu o iubesc este vitamina C în fiecare dimineață înainte să mergi la plajă. Vitamina C ajută ca să nu se mai rupă părul, să nu se ardă așa de tare, fixează pH-ul în firul de păr și atunci evident că nici părul nu va mai cădea. Exact cum este protecția solară pentru piele, să nu se ardă, să nu arzi pielea în momentul când te bronzezi, exact așa este protecție solară, produs special protecție solară pentru păr. Atunci când o folosești, razele ultraviolete nu atacă părul până în interiorul firului de păr, face mai mult deasupra. Asta înseamnă că atunci când după aceea vii la salon și folosești tratamente și folosești măști, evident că poți să-l repari mult mai repede. Până și tunsul părului este diferit pe timpul verii. Se realizează mai des ca în alte sezoane, iar uleiul de hidratare nu are voie să lipsească din rutina zilnică. Tunsul părului în timpul verii este foarte important, se tunde puțin mai des decât de obicei, pentru că vârfurile vor fi mult mai expuse, mult mai uscate. Uleiul trebuie folosit în fiecare zi. Atunci când stai în oraș, nu este obligatoriu să te speli fiecare zi pe cap, dar dacă mergi la mare, eu recomand în suflet să se spele în fiecare zi, pentru că atunci când sarea din apă și soarele merge pe firul de păr, îl distruge foarte tare în interior, iar atunci când îl speli, folosești o mască sau un balsam ca să-i redai viața și hidratarea. Ce facem astăzi? Am spălat părul de două ori cu șampon de hidratare. Acum am folosit o mască de hidratare și de regenerare. Să o las cam 5-10 minute pe păr, între timp o să fac puțin de masaj, după aceea o las să se activeze singur. După aceea plătim părul și vara recomandarea este să nu se usuce părul, pentru că atunci vântul intră printre firele de păr și nu îl usucă la fel de tare. Dar cum suntem în oraș și nu suntem la mare, am să-l usuc doar puțin de tot cu difuzorul, să nu lăsăm chiar ud-ud. Între uscatul clasic și cel cu difuzorul există diferențe semnificative, iar specialiștii aleg varianta a doua, deoarece ajută la hidratarea părului. Bine v-am regăsit la Minutul de Istorie. Eu sunt Cătălin Roba, gazda dumneavoastră, și ca în fiecare săptămână vă prezint cele mai interesante povești și legende din orașul nostru. Haideți să vedem ce ne-a pregătit istoria pentru astăzi. V-ați întrebat vreodată de când există Timișoara? Ei bine, indiferent de răspunsul pe care îl aveți la această întrebare, trebuie să vă spun că primele urme umane descoperite pe teritoriul actual al orașului nostru datează din Neolitic, cu mai bine de 10.000 de ani în urmă. Vă invit așadar ca în minutul ce urmează să urmărim povestea controversată a primei atestări documentare a orașului nostru. Atestarea documentară a orașului Timișoara stârnește controverse uneori, iar părerile sunt împărțite cu privire la datarea exactă a primei atestări documentare. Unii istorici vorbesc despre anul 1212, atunci când regele maghiar Andrei al II-lea donează mai multe posesiuni comite lui Sebus, iar alții susțin ca an al atestării documentare anul 1266, atunci când a fost emis documentul regelui Ștefan, care menționează citatea Times scrisă cu Y alături de alte așezări și domenii feudale din comitatele bănățene. Pe de altă parte, o posibilă atestare documentară este în 1177, cu prilejul unei regale confirmări testamentare, când este atestat documentar un comite de Timiș, dar acest fapt nu implică automat și existența unei cetăți. Tot o atestare documentară indirectă este și în 1203, atunci când pot comite al Timișului este menționat drept martor al unei donații regale într-un document emis de regele ungar Imre în favoarea mănăstirii Sfintei Cruci. Eu vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit și la această ediție a Minutului de Istorie, iar până data viitoare vă invit să priviți puțin în jurul dumneavoastră, deoarece istoria ne înconjoară la tot pasul.
găsit, sunt Cătălin Roba și începând de săptămâna aceasta vă invit să urmăriți rubrica gastronomică de la Teleuniversitatea. Suntem în incinta uneia dintre cele mai apreciate pizzerii din oraș, iar Horațiu ne va arăta cum să gătim cea mai bună pizza chiar la noi acasă. Preparatul este poate cel mai cunoscut și consumat din întreaga lume. Indiferent de ingredientele folosite, rezultatul final este unul delicios. Horațiu, unul dintre cei mai apreciați pizzeri din oraș, ne-a primit în bucătăria pizzeriei lui. Pentru astăzi ne pregătește pizza margherita. Pentru azi vă fac o pizza margherita. Pizza care cred că e cea mai iconică pizza. De aici se spune și margherita. Pun vreo 100 de grame de sos de roșii, 20-30 de grame de parmezan ras și 100 de grame de mozzarella. Acum o să mergem să o introducem în cuptor. Cuptor pe lemne, 400-450 de grame. Grade. Povestea pizzeriei lui Horațiu a început de la o joacă în curte. Am făcut un cuptor în curte la mine să încerc să mă tenta pe mine să gătesc în el, nu neapărat pentru pizza. Și am făcut cuptor, am făcut cea pizza și mi-am dat seama că trebuie să mai studiez un pic situația. Importanța cuptorului este să fie cu camera de ardere mică, adică joasă, să nu mai mult de 40 cm. Asta este un cuptor tipic napoletan, cuptorul cu 40 cm de la vatră la cupolă. Temperatura trebuie să fie destul de mare, trebuie să fii foarte atent că poți să o arzi destul de repede. Ce fac acum, practic, cu suc aluatul, cu căldura care iese pe gura cuptorului, nu mai îmi arde aluatul, doar mi-l coace pe dinăuntru. Și asta este pizza noastră, margherita. Punem 2-3 frunze de busuioc și ulei de măslin extra virgin. Deci se spune margherita că a fost făcută în cinstea reginei Margherita, care se afla la Napoli. Și a fost curioasă să mănânce pizza care mâncau oamenii săraci. Normal ei mâncau marinara. Aia este sos de roșii, usturoi și oregano. De ce îi spune marinara? Pentru că marinarii mergeau să pescuiască și cu ce veneau de la pescuit, aia mâncau pe pizza aia marinara. Atunci, în cinstea reginei, pizzerul a făcut margherita și a pus ca să fie culoarea steagului Italiei, sos de roșii, mozzarella și busuioc, să fie roșu, alb și verde. Și de aici s-a format pizza margherita, care e cea mai, părerea mea, cea mai iconică pizza și cred că cea mai bună. Asta e tot pe săptămâna asta. Ne vedem săptămâna viitoare la o nouă rețetă de pizza. Noi punem punct aici ediției de săptămâna aceasta. Până data viitoare, nu uitați să rămâneți pe Teleuniversitatea. Pe curând! Nu risca viața ta și a familiei tale încărcând butelia la stațiile GPL Auto, o campanie de informare și prevenire susținută de către Ișcir și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Thank you.
seara, bună ziua, bună noaptea. Continuăm cu Suzana Funtânaru. Bine ai venit! După ce am făcut un portret săptămâna trecută, prin portrete realizate de Suzana Funtânaru, pornind de la un album de artiști români contemporani, consacrat domniei sale, discutăm azi Suzana, trecem așa de la domnia sa la Pertu Firesc, da? Discutăm despre Timișoara în altă artă, Timișoara din mai multe perspective, mai ales că la emisiunea asta am tot discutat cu artiști plastici, scriitori, oameni de film în general, despre ce înseamnă deceniul ăsta care se încheie acum în, mă rog, varile arte și în cultura locului în general. Chiar așa te-aș întreba, cum formulasem la telefon tema emisiunii Timișoara în artă, arta în Timișoara, care ar fi, să zicem, reperele tare, cadru azi pentru Timișoara de azi? În primul rând, o imensă responsabilitate pentru faptul că Timișoara este nominalizată ca fiind este deja capitala culturală europeană. Mi se pare că absolut pe fiecare artist și, de fapt, pe fiecare cetățean ar trebui să-l responsabilizeze această situație. Bun, și pe tine și mă doare cel mai mult așa, când observ că în această perioadă s-a continuat cumva prin lipsa de filtru valoric. În ce sens? Sau cum s-ar vedea asta? Nu mi s-a părut că se întâmplă mutații legate de responsabilizarea acestui statut, a acestui oraș, în sensul că valoarea artistică, culturală, să primeze. Cel puțin din punctul de vedere al artiștilor plastici, dar cu mențiunea fericită că de data aceasta s-a schimbat conducerea Uniunii Artiștilor Plastici. Ideea de a aduce în față artiști importanți care au făcut de-a lungul timpului imagine orașului și care poate au contribuit pentru nominalizarea Timișoarei au fost lăsați lăturalnici fenomenelor artistice și nu mi s-a părut că există anvergură și proiecte, eu mă refer acum la domeniul artelor plastice, proiecte care să fie la cota respectivă. Însă pozitiv și extrem de pozitiv este Bienala de artă contemporană, a treia ediție Arta în Cunters, da, după romanul lui George Perec, Carta ca mod de întrebuințare, care a schimbat lucrurile și viziunea pe undeva în Timișoara. Dar ar mai trebui corelate proiectele prin filtru valoric și, de exemplu, poate ceea ce se întâmplă la Bruxelles, în Parlamentul European, când au fost chemați o parte din artiști acolo să expună, dar niciodată nu am înțeles care sunt criteriile de evaluare și care sunt reprezentanții de elită. Asta e o discuție, într-adevăr, care se poate pune în orice domeniu, în literatură, în aproape orice domeniu. Cum se fac unele selecții? Cum se aleg? Pe ce bază? Ca ce chestie? Sigur că nu se poate răspunde neapărat matematică, ăsta pentru că ăsta pentru că ăsta, da? Să dea un rezultat cu virgule sau cu decimale. Dar în același timp, modurile de selecție sunt probleme în sine. Sunt probleme în sine. Întrebarea e, de fapt, în acest context următoarea. Timișoara, în contextul dat, acum, azi, la, mă rog, anul de grație sau nu, 2019, are anvergura artistică pe care o avea, de pildă, în anii 60-70, schimbând ce-i de schimbat. Pentru că, discutând cu mai mulți oameni, cum spuneam, am primit diferite răspunsuri, ceea ce e firesc și în același timp e bine, că arată că există diversitate de percepție. Constantin Flondor mi-a ilustrat perioada la un mare nivel, da? Anilor 60-70 cu grupul Sigma și Numa și așa mai departe, nu mai intrăm în detalii. Am discutat de pildă cu Andrei Ieța, da, cunoscutul deja
om de artă și curator, care spunea că perioada aia anilor 60-70 nu e cea mai bună. Am discutat săptămâna trecută, sau cum două săptămâni, mai rețin cu Anca Rujoiu, curatoare a Art Encounters, care spunea că pentru ea, văzând din afară lucrurile, anii 90 rămân un reper. Da? Acum suntem în 2019. Pentru tine, care sunt perioadele reper? Sau cele mai bune perioade? Păi ar trebui, evident, să responsabilizăm și să recunoaștem că libertatea, nu, din 89, încoace, a fost un atu extraordinar. În primul rând pentru libertatea de creație, pentru mesajele care pot fi transmise adică liber. Adică orice, aproape, sau mă rog. Da, deci a avea libertate de creație este extrem de important, pentru că eu am trăit și pe în perioada veche și constrângerea aceasta a mesajelor înseamnă de fapt o dramă artistului, de fapt o ratare a lui. Ori după 89 lucrurile cu adevărat s-au schimbat și dispunem de libertatea de creație în totalitate. Evident, o să spui că, bun, dar în anii 60... Bun, era o perioadă mai liberă, post-65 mai ales. Mai liberă, dar luat în totalitate și global, a fost o nenorocire aceste manipulări legate de teme și de subiecte și de mesaje care, după părerea mea, sunt extrem de importante. Deci artistul, dacă nu are mesaje și nu are ceva de spus, indiferent de epocă, nu este artist și nu este eficient. Nu este eficient pentru societate. Deci mă refer cel mai mult la conținutul operei artiștilor. Cel mai mult la păi mai ales la acest din punctul ăsta de vedere de problematic rămâne acest comunicarea raport. Comunicarea cu semenii, cu societatea și utilitatea în ghilimele utilitate, da, că e că nu e obiect utilitar, da, în primul nu rând. E utilitar, dar e atât o artă necesară. Păi dar în același timp raportul rămâne... Să fie necesară, arta să fie necesară. Problematic, pentru că după unii cel mai bine se creează în perioadele dure, critice ale istoriei. Există și această interpretare. Da. Că în perioadele, mă rog, cum s-or fi numit, dictaturi, etc., spiritul e mai provocat, cumva. Și că atunci se creează mai dar, bine mai decât în libertate. Pe de altă parte, nu există atunci, și libertatea, nu? N-aș da libertatea neapărat. Dilematic este pentru mine expresia răsturnarea valorilor, dar asta în libertate, da? Asta în perioada libertății, da? Valoare de, deci, cum răsturnarea să zic, valorilor, adică a devenit așa un leitmotiv și o expresie înspăimântătoare care ar putea să aibă multe repercursiuni asupra unor artiști care cu adevărat au un crez artistic și care sunt foarte loiali locului în care trăiesc. Prin felul foarte care loiali și care fac imagine. Asta contează, dar imagine adevărată. Da. Imagine, adică identitate imagine vizibilă. Corectă și nu manipulată. Da. Și din felul o imagine care trebuie recunoscută internațional, nu? Din ton, până acolo să mergem cu pretențiile. Simt că nemulțumirea asta e și a ta. Te consider unul dintre acești artiști. Da, pentru că, cum să zic, că poate observ că nu, chiar nu vorbesc la propria persoană. Mă interesează, chiar sunt responsabilă și etic, moral de profesia pe care mi-am ales-o și căreia m-am dăruit. Dar nu în sine, nu pentru mine, ci pentru lume, pentru societatea în care trăiesc. Și dacă societatea refuză sau e superficială și are alte preocupări, atât de trecătoare și de derizorii, și arta este pe undeva înăbușită ca și mesaj, atunci lucrurile sunt extrem de complicate pentru că nu avem flux istoric, pentru că arta creează istoria unui popor. Arta creează istoria unui popor. Așa cred.
arta adevărată. Ce nu mai are Timișoara? Arta cu mesaj, arta care s-a adresat. Acei artiști care, de fapt, au rezonat cu problematicile din acea perioadă în care au trăit. Bun, fără să fie teziști, da? Că asta e problema. Uneori pe tipul ăsta de artă, tezismul, faptul că X încearcă să exprime nu știu ce idee, nu știu care epocă și se trezește că acel adevăr istoric suprimă arta. Ăla e tezismul, da? Arta cu teză, arta cu tendință. Sigur că există la eșecul, o notă artistic de vorbind. Subiectivitate. Pe de altă parte, te întrebi, poți fi artist apolitic? Poți fi un artist realmente în afara timpului tău și dacă vrei? Pentru că ceva din el, inconștient, involuntar, tot exprim. Nu poți să fii în afara timpului tău. Deci de la nu poți. Turn nu de poți film, să de fii. Șatelier, și Kandinsky spunea că ești artistul realității, artistul realității înconjurătoare. Vrând nevrând, aproape se poate spune. Că trebuie să o transfigurezi. Evident că de aceea ești artist, că ai niște date speciale, interioare, care metamorfozează realitatea. Dar o societate bine educată și spirite înalte înțeleg foarte bine acel mesaj. Numai trebuie cultură și educație. Trebuie cultură și educație. Nu poți altfel să fii, să penetreze mesajele tale. Nu. Din păcate, iar la noi educația care e în defavoarea artei, deci educația este în defavoarea artei. Nimeni nu pomenește. Dar de ce nu se pomenește că dacă omul nu este educat, nu va înțelege niciodată un concert și nu va înțelege niciodată o expoziție? Pe nici pe sine nu se va înțelege. Și chiar pe sine. Deci lovitura vine înspre artă și din partea educației, a sistemului educațional. Asta este valabil. Și în deci referitor nu, la literatură, trebuie să ai neapărat o cultură și să fii manierat. Dar arta primește o lovitură, pentru că publicul nu înțelege. Publicul nu înțelege mesajele artistice. Asta e foarte... Dar în primul rând, încercarea ce asta, ce înseamnă să înțelegi? Nu poate coboră la nivelul societății care nu e educată să priceapă. Dar ce înseamnă să înțelegi, de fapt, că până la urmă și asta se poate cumva învăța, da? La literatură, în cazul literaturii, această criminală întrebare, ce a vrut să spun autorul? Știți că așa se întreba la școală, de la asta, ca la bacalaureat. Ce a vrut să spună autorul? Da, deci deschizi cartea, da? Trebuie să înțelegi tu. Tu te deschizi în fața ei. Când citești ceva, da? Tu, mă rog, cititorul, cititoarea, la fel și la arta plastică, mergi la expoziție sau, mă rog, tot mai mult, tot mai des în spații neconvenționale. Te deschizi, ești învățat, ești pregătit să te deschizi. Să-ți deschizi porii psihici în fața acestor mesaje. Că acolo e succesul sau insuccesul educației. Faptul că muzeele nu sunt frecventate, chiar nici galeriile, asta e un semn de lipsă de educație, e clar. E atât de evident, atât de evident, pentru că cineva care fuge de lângă o pictură sau nu intră la teatru sau așa, e evident că e refractar, pentru că are o neputință. Are o neputință. Are o neputință, nu înțelege și poate să transformă și în ostilitate până la urmă, ceea ce e dramatic. Da, pentru adică să produce o ruptură între zona artistică, creativă și negativizează complet sub forma de unei bizarerii toxice, ceea ce nu se poate aparent înțelege, da? Cei cu ciudatul, tâmpitul, cretinul, că în termen așa se pune problema dacă nu unii mult mai rău. Ce e asta? Fie că e vorba de o imagine, fie că e vorba de un text, da? În societate. Și aici nu știu cât de reversibil e fenomenul. Faptul că la vernisajele noastre, ale artiștilor plastici, în sală sunt doar artiști plastici, e îngrijorător. Asta este și trebuie să fie un... să fie o audiență destul de diversă și atunci inclusiv colecționari. Deci asta ar însemna împlinirea operei de artă, da, până la urmă. Reverberarea, sigur,
publică, să zicem, reverberația ei publică. Să aibă un rezultat. Da? Păi, acum, să ne gândim, am mai discutat aici, vede cu fiecare ocazie aproape, în Timișoara există undeva 300-400 de persoane care frecventează evenimentele de artă. Cam aceiași oameni pe aceiași evenimente. E un fel de, la un oraș de, cine știe cât, peste 400.000 de locuitori. Din cunoașterea noastră, cum e în Cluj? Cum e în Cluj? Că trece drept un oraș mai artistic decât Timișoara. E? Eu cred în potențialul Timișoarei și de aceea accentele mele critice sunt extrem de binevoitoare, în sensul că totdeauna am spus că Timișoara merită mai mult. Timișoara merită mai mult. Mai multe recunoaștere. Timișoara în sine merită să fie mereu configurată la nivel înalt, pentru că are multe motive. Are extrem de multe motive. Inclusiv faptul că a fost o revoluție aici, a însemnat ceva. Eu am încercat să fac un proiect și l-am și dus la bun sfârșit 4 ani la Muzeul Revoluției, 89 din fereastră, 89 din ușă, și e un proiect cu care parțial am câștigat și Marele Premiu al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Deci atât am putut eu să fac ca artist, care am scăpat cu viață de la, pentru cei care au murit. Pentru cei care ne-au scăpat, și care ne-au scăpat, pe noi, da? Și ne-au scăpat, da. Deci, un artist care locuiește și care trăiește și lucrează în Timișoara poate să facă foarte, foarte multe proiecte. Nu un artist singur. Poate pe undeva coagularea a Breslei, în general. În ce privește fenomenul ăsta, să zicem, estetic, da? Deci, tendințele estetice cele mai pregnante ale decenului care se încheie în Timișoara, în viziunea dumneavoastră, în arta de aici, care ar fi tendințele astea estetice? De pildă, am mai spus, tendințele estetice, da, în general? Da, da, aici tendințele la noi. Tendințele estetice aici, în zona Timișoara? În Timișoara, în arta timișoreană. Da, pentru că, am mai spus, ca o, ca o, și ca un fel de proiectare, da, spre Europa? Da, în contextul ăsta. Eu zic că Timișoara se află în zona aceasta pe un drum bun, pe un drum bun, atât timp cât încă din loc în loc n-ar exista intervențiile destul de agresive ale artei amatoricești, nu știu de ce trebuie să se numească arta. Iar amatorii, în general, sunt oameni de foarte bună calitate, au o anumită profesie, în străinătate sunt destul de apreciați, dar sunt numiți hobbyști. Arta amatoricească n-ar trebui să existe. Ar trebui să existe numai arta. Adevărat. Iar amatorii sunt oameni de bună credință, acceptați într-o societate, dar să nu confundăm lucrurile. Deci arta profesionistă este extrem de importantă, arta elitică, pentru că ea va propulsa direcții. Ea va propulsa direcții. Altfel rămânem pe loc. Arta profesionistă trebuie promovată extraordinar de mult. Arta la vârf. Și tendințele estetice în sine, definitorii pentru decenul care se încheie, să zicem, ca perioadă. Să știi, tutor, că estetica, cel puțin din punct de vedere plastic, este în limbajul contemporan foarte agresivă, foarte dură și foarte reală. Probabil se adaptează la vremurile pe care le trăim, foarte dinamice, foarte dure. Și foarte reale. Și foarte reale și complicate. Deci ar fi, de fapt, o anti-estetică, mi-aș permite să spun, o tendință anti-estetică, dar care trebuie acceptată, pentru că ea are, în dedesubtul ei, această estetică are o motivație
ceea ce se întâmplă în realitate în jurul nostru și în ceea ce se întâmplă în momentele respective. De altfel, arta are de-a lungul istoriei artei diverse mutații și diverse arta și estetica ei, diverse mutații și conceptele se schimbă. Eu zic că s-a schimbat complet conceptul de estetică față de estetica clasică. E și o estetică a urâtului, este o estetică și în afara, Timișoarei. Dacă se poate numi estetica agresivității, păi de ce se poate, de pentru ce că un strigăt al amiu, adică un strigăt imens te poate cutremura extraordinar față de, știu eu, o altă imagine, gen carte poștală pusă la buzunarul de la piept. Cred că ne motivează mai mult acel strigăt imens, cu o gură imensă. Timișoara, în România și în Europa. Care ar fi, să zicem așa, trăsăturile cele mai apreciate în ceea ce privește arta timișoreană? Ce nume, ce stiluri, ce tendințe? Sunt artiști foarte buni în Timișoara, nu vreau să folosesc cuvântul extraordinar, pentru că nu se potrivește cu... Deci sunt artiști de anvergură, artiști adevărați, artiști originali și creația lor a dovedit-o și dacă e să luăm, fără să vreau, pe vârste, nu? Haideți exact. Să încep cu tinerii care ne fac și pe noi cei mai în vârstă să reîmprospătăm aspectele artistice. Cristian Sida, de exemplu, Bogdan Rață, Mihai Zgondoiu, de care chiar dacă e la București, Ciprian Ciuc, chiar dacă lucrează și la București. Sunt niște tineri extraordinari formați aici, la Timișoara, cel puțin doi, și ceilalți doi, chiar dacă sunt la București, au ore la facultate, sunt extraordinari de penetranți și recunoscuți în Europa prin ceea ce fac. Nu mai zic, dacă mă întorc la începuturi, Constantin Flondor e un nume extrem de important. A fost destul de consecvent și cu o operă liniară în sensul bun al cuvântului, Leon Vreme. Petruieța în sculptură. Sigur, regretabil e că dacă încep să exemplific vârsta mai înaintată, majoritatea nu mai sunt, dar este opera lor. Discutăm despre opera lor. Evident, ceea ce e și de înțeles, că dacă opera e bună, da? trebuie să rămână. Și există și artiști care au lăsat opera chiar dacă au plecat. Ăștia ar fi polii, generații mai noi, mai tinere, generațiile mai vechi. Exemplifică asta cumva, sau ilustrează, demonstrează asta cumva ideea că cele mai bune momente, să zicem, ale artei plastice aici, în Timișoara, ar fi cele din anii 60-70 și cele din deceniile astea mai noi, deceniul care se încheie precedentul, anii 2000? Da. Într-un fel. Dacă e să discutăm. Că astea ar fi perioadele de vârf. Da, se vede așa insular. Se vede. E o viziune, ceea ce îmi spuneți, care rimează cu cea lui Andrei Ieța. Da, și el, un manager tânăr. Pune problema. Cu proiecte foarte bune, foarte bune, cu mai ales cu Austria, cu Viena și nu numai. În esență, ce îi mai lipsește Timișoarei? Mircea Popescu, iarăși un tânăr foarte bun. Ce îi mai lipsește Timișoarei? Ca să încheiem cu un accent, să zicem așa, de tipul ăsta, cu un minus. În plastică. Poate mai mult se zice că e un oraș armonios, etnic, în care relațiile sunt coagulante. Poate mai multă unitate de comunicare între instituțiile culturale. Poate o mai strânsă. O coagulare mai strânsă și legătură și o elasticitate a comunicării în favoarea creierea unui cumul important de valori.
strânse care să reprezinte arta cu adevărat a Timișoarei. Mulțumim pentru a doua oară consecutiv. Fotbal, handbal, performanță, dueluri. Hai în tribuna polisportivă să trăiești intensitatea sportului timișorian. În fiecare luni la Tele 1. Cât de intensă a fost emoția primului examen? Cât de greu e drumul către o carieră de succes? Afli răspunsul de la Raluca Pandor, la Studenții de Ieri. Aici înveți! Aici trăiești! Trebuie să știi tot ce îți influențează viața. Informațiile esențiale le afli în fiecare marți de la Caterina Lederer, la emisiunea Student în Timișoara.